Salutare, salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de Doom Eternal, că n-am venit să jucăm altceva după masa asta și neavând somn, am încercat să adorm mai devreme și n-am reușit să adorm. Am zis hai să bag un Doom Eternal, campania principală, pentru că vreau să ajung la dungeon ăla unde te bați cu boți, te bați cu... pedepsești demonii, cum îți place ție mai mult, ca Demon Slayer, da, ca Doom Slayer. Și vreau să ajung acolo, că vreau să progresez un pic în campanie, să mai fac niște hărți, să dăm pe easy, da, un new slot, hai să începem gameplay-ul, să nu mai frecăm, I'm too young to die, da, începem pe too young to die și îi dăm cu ăștia. Deja știu povestea, deja știu nivelele destul de bine, deci nu ar trebui să mai am probleme, ar trebui să le pot juca și fără cituri, fără niciun fel de probleme prea mari. Că deja le știu foarte bine nivelele și nu am nevoie să mai folosesc că... primul nivel. Glory Killer face aici. Da, deja știu nivelul ăsta. Deci ar trebui să știu bine nivelul ăsta. Ar trebui să știu bine, nu știu. Thank you.
Aici a fi un secret? Când încercăm să luăm toate secretele posibile. Încercăm să luăm toate secretele posibile care putem să le găsim aici. Mă rog, o să fac un fast walk-through acum, o să fac un walk-through foarte rapid, dar o să mișcăm rapid ca să vedem ce iese. Mă, deci abia aștept să iasă ca o sleeper luxury. Al doilea secret găsit, fra. Și aici trebuie să ne dăm drumul jos. Să ne urcăm în râpa asta. Feels like the first time. Aici avem ceva de luat? Nu. N-avem nimic de colectat pe aici. Glory kill-urile sunt absolut fabuloase. Pentru a doua oară jucăm Doom, ești nebun.
c'è la marmora. Classical Found, facem actul complet cu secrete, cu toate astea. Luăm toate secretele, luăm toate. Iată. Am luat și One Up. Super, frate. Da, bine. Ce faci, Ilda? Ce faci, Ilda? Ce faci, Ilda, asta mea? Ce faci, Ilda? Thank you.
asta la pauză și aveam, v-am ținut pe pauză. Da, v-am ținut pe pauză. N-aveam chef de Doom, sincer să fiu, dar am zis hai să joc un pic. Un pic de tot joc, nu joc foarte mult. Un picuț.
așa din câte amintesc că am un secret care puteam să-l iau. Așa. Infinite Lives. Asta e mișto. Asta poți să fac toate nivelele după aia.
avem ceva pe aici de... Nu mai avem nimic aici. Așa, punem aici. Primul nivel terminat. Și întoarce pe nava noastră. Ce Cristo. Aici închis tot momentan.
Da, până la 8 jucăm. Până la 7 jucăm. Blood Punch Acquired. Bun. Altă viață. Secret found. Secret found.
Și am un secret sau mi s-a părut mie? Nu cred că mai avea niciun secret pe aici. Sar. Nu am niciun secret. Thank you.
așa. Album Found at Doom's Gate. Ok, și cum intrăm aici? Aici sunt dinți care țin, aha.
așa o atâta. Acum încă tot trebuie să luăm. Așa, am găsit pe atriere.
facem așa o luăm pe aici. Mă fac nivelul ăsta și gata.
Slayer Game Completed. Buono, Slayer Game Completed. Thank you.
Bu, hatırlamış gibi biraz, tam bir yazı kredi. Наш тебя роста. Ай, да и капу. Сафагу шапт. Так, а я против сана фаза хаос либо лужури. Ча бе аште вста жукам. Больница. Unde e liftul cu demoni? Чармура. Просто не мучи по тастатуре сам бабу, чё, блядь, бады бы.
acum am descoperit dungeon-ul. Cum am descoperit dungeon-ul, frate? O, da, mă duc și pe abia de prezis niște demoni acum. Demon prison. Demon prison. Asta e. Asta e boss Demon prison. Asta a vrut să descui. Am descuiat. Faci, da, faci doar de la nivel. Bun, am exersat aici. Am exersat Demon Prison. Nu e așa mare Demon Prison, nu, dar e mișto. În orice caz. Foarte mișto Demon Prison. Fortăreața de gheață. Fortăreața de gheață e, frate. Următoarea. Hai să mă duc la baie și să fumez și o țigară. Așa că vă las aici, fraților. Sper să vă fi plăcut. Sper să vă fi plăcut acest episod. Eu sunt Corea Apocalipticul și vă doresc toate cele bune și mai bine. Și ne auzim un puțin mai încolo, imediat pe la 8. Ne auzim în House Super Luxury, imediat, da? Hai că ne uităm acum pe net să vedem dacă a apărut House Super Luxury. Ok, mi-am făcut checkpoint, asta e important. Și încheiem aici episodul, dacă poate a plăcut, să-mi dați sub și like pe canalul meu de YouTube Corea Apocalipticul, dacă vreți să mai vedeți episoade din Doom Eternal. Și ne auzim în episodul următor, da? Hai, ne auzim în House Super Luxury, puțin mai încolo. Salutări! Bye bye, o salut frumoasă!